Bună seara, mister. Presupun că vreți să începeți cu faza din care eu egalat, cu finalul. Cu care? Trebuie să încep de la început. Sau? De la primul penalt. Cum considerați asta? Nu, dar mă întreb cu jucarul de ce a mai venit la meciul ăsta. Mă întreb cu jucarul de ce a mai venit. Dacă toate deciziile care le-a luat el au fost proaste, de ce a mai venit? Păi dacă nu era varul... Și am mai căutat ăsta. Mai bine puneam doi tușieri și aia de la var de sus orice contact, chemam la var, decidea varul. Deci varul a decis. Nu mai e contact în careu. Păi câte contacte au fost în careu sau câte contacte sunt în careu și să, pentru asemenea fază să dai penalti și la un meci așa decisiv. La care vă bătaie de joc, la toate trei. La toate trei? Deci păi și la primul, a lovit mingea și după aia a fost... Și la al doilea, o atingere. Noi câte fauturi am avut și n-a dat? Câte fauturi? Și la Postolache, l-a omorât ăla și în fața lui. Și vezi, Doamne, orgolios băiatul că ăsta i-a zis ceva, moldovean. N-am ce să zic. Poate pot să reproșesc că am avut ocazii, puteam să facem diferența. În situația de față, așa, trebuie să dai 3-4 goluri ca să fii sigur că poate câștigi. Deci considerați nu doar că Adrian Cojocar a fost la pregătit, ci și că cei din camera VAR au luat decizii proaste, nu? Păi nu, ei au luat deciziile la meciul ăsta, varul. Păi și atunci de ce l-ați mai adus pe Cojocar? Acum știți ce să face? Că toată lumea văd că are probleme cu varul ăsta, cu arbitrii. Dom'le, nu mai chemăm și punem doi tușieri, unul la margine și cei de sus decid. Cei de sus din camera VAR. Din camera VAR. Bun, da, revin, nu că n-am înțeles, dar contestați și ceea ce au decis cei de la VAR, nu? Păi bineînțeles că contest. Ei au sesizat. Absolut toate penalturile. Nu știu, vorbesc de ultimul. Deci ei au sesizat. Păi și tu vii, păi decizia ta, tu atunci ce înseamnă? Că tu ai fost pușcărie, ai fost mână moartă. Ai venit degeaba, dacă tu nu ești în stare să iei o decizie. Dar din păcate nu e prima oară în fotbal românesc când varul arbitrează... Păi nu, am pățit și la Clujul la fel. Da. Am dat gol și... Dar spuneți că... Dar echipa asta e cam evânată. Adică ăsta pe final n-a fost. Niciun caz, un duel. Păi strigau de pe margine, minge lungă, stai jos, cădeți. Păi... Seamnă că ăștia știau ceva de tot vreau să joace așa. Să așteptau orice cădere, orice contact, erau pe jos și țipau și urlau, toată lumea țipau, urla. Varu, varu, îi țipau ăștia de pe margine, varu, varu. Ați vrut să nu mai continuați, nu? Adică nu a fost vorba. Am vrut să retrag jucătorii, să discut cu ei. A, nu să scoate echipa de pe teren. Nici vorbă. Păi, și ce câștigam? Pierdeam 3-0. Așa am făcut egal. Am făcut un egal. Dacă ei se bucură așa tare, înseamnă că știu ceva, înseamnă... Se bazează ei pe ceva, nu? Da, păi bun, în cazul unei înfrângeri nu mai avea aproape nicio șansă. De-aia egalul ăsta înseamnă pentru ei. Și atunci de ce nu lăsăm jocul să meargă, să fie normal? De ce trebuie să intervenim noi tot? Trei penalti, să dai trei penalti, n-a reușit cu unul, păi a mai dat pe al doilea, a mai dat și pe al treilea. În care există atâtea dueluri, uitați-vă și în străinătate, orice duel care e, chemăm varul, păi atunci nu mai jucăm. Și vorbesc în primul rând de el, că a fi... Ce să fac? O să-l suspende, dacă o să-l suspende și asta e. Da, și noi am pierdut 3 puncte. Sunteți supărați și că echipa dumneavoastră n-a reușit să păstreze rezultatul? Nu, că am avut, puteam să, da, puteam să facem diferența. Am avut atâtea situații și la 2-0 și la eu știu, la 2-1. Am avut contraatacuri, am scăpat și ultima fază, ultima pasă. La hotel acolo, nu? Da, și hotel a fost și Ubing acolo, era în fața porții, l-a dat înapoi, am mai avut și cheșierul prim, am avut situații. Dar parcă s-a schimbat jocul puțin în rău pentru UTA după ce au ieșit problema cheșierul dar problema e de schimbare, eu n-am un fundaș central. Normal, practic, aveam un fundaș central, cum eu au băgat două vârfuri, puneam un fundaș central, dar eu n-am niciun fundaș central pe bancă. Unul e accidentat, unul e suspendat. La Chișeru nu a putut să continue, nu mai... N-a mai a terminat după benzina, nu? Și Anton? Da, nu e determinat benzina, dar și-a făcut treaba și Anton la fel, nu mai puteau. Mă gândeam că prin experiența lor, poate altfel ar fi tras grupul... Păi până atunci și ei au fost în teren, deci nu mai puteau și am vrut să vin... Am venit cu cine am venit? Am venit cu Ubi, care a jucat titular de meciurile astea, a intrat Cașini, care a intrat Otele, care a fost titular două meciuri, deci n-am băgat jucătorii. Cu Milo poate am greșit, cer mai mult la el, că a intrat atacant și n-a câștigat niciun duel.
ce le-ați spus așa jucătorilor în vestiar? Dar n-ai ce să le spui, pentru că plâng și bă, ce să le... Aveau primă de joc, era și ăsta salariu în funcție de victorie și noi nu ne luăm bani, nu noi. Vorbesc de echipă. A, de salariu? Un oraș și un oraș. Salariu intra dacă băteau astăzi? Da, bă, era și luau salariu. Da. Și meritat își luau salariu. Partea, asta vrem, vrem să... Nu partea știu plină vrem. A paharului, dacă există o parte plină, că n-ați pierdut și că aveți un program cumva mai ușor, că aici, cel puțin pe hârtie, jucați cu Mioveni, care îți retrogradați. Dar noi, dar nu poți să pierzi în halul ăsta. Deci pentru mine n-ai cum să pierzi în halul ăsta cu 3 penalti. N-ai cum să pierzi. Prea ușor au fost acordate. Dar ați trăit atâtea în fotbalul românesc. Așa ceva n-am văzut. Nu? Bine, că eu când jucam, nu era VAR. Dar da, noi că a venit VAR-ul, noi gata, noi am terminat fotbalul. Și nu sunt singurul care spun asta. Deci nu sunt singur. Am văzut și meciuri, și ieri meciuri cum au fost. Cu dar vreau să vă întreb dacă există interese ca o anumită echipă... Deci să... nu vreau să vorbesc de asta. Vreau să vorbesc de meciul de astăzi, că jucarul nu trebuie să mai vină. Deciziile lui au fost proaste. E clar. Sunteți totuși optimist că veți salva această echipă? Eu zic că da, la felul cum am jucat, eu zic astăzi că da. Astăzi aveați șansa, dacă ați fi câștigat, să o salvați și direct, nu doar la Oraș. Asta e, dacă nu vor alții, vor să-i mai țină în viață pe cei de la FC Argeș. Asta e. Mulțumesc.